Tony este un polițist divorțat și cam leneș. Nu vreau complicații. Și așa, am avut destule complicații în viață. Am trecut printr-un divorț, plătesc pensie alimentară, am o fată mai specială. Alina, mama Polianei, descoperă că afecțiunea fetei pare să aibă o rezolvare. Doamne, că a avut o reclamă despre o piesă și a zis teatru. Ea are gânduri, dar nu se formează în cuvinte. Lucrurile se complică atunci când soarta îl scoate în cale pe profesorul Ifrim. Hai la mașină. Ajutor! Ce-i zis, Poli? Sunteți artist, nu? Sunteți de la teatru. Veniți la spectacolele mele? Eu nu, mai puțin. La fiica mea, da. Sperând să își ajute fiica, Tony preia cazul profesorului. Am vorbit și cu Ifrim ăsta. Avem o intrare. Da? Propoție. Lucrurile se complică și mai mult atunci când Ifrim este atacat din nou. Fă-și tu rost de video, stradal, orice. I-a zis ceva. Ce? De speranță să spuneți dumneavoastră ce. Și refuză să coopereze. Mă hărțuiți, nu! Mă hărțuiți! Polițistul află despre metoda specială și controversată de predare a profesorului. Metoda lui e specială. Chiar dificilă. Afecțiunea Polianei începe să se amelioreze. Și nu am mai asta, am și o replică. Bravo, iubita lui tata. Foarte. Ai auzit-o? Poliana, să știți că se descurcă foarte bine la teatru. Extraordinar. Nu, mărite leu, să auzim și... Nu e leu. Nu e leu? Dar Tony continuă investigația. Mai are și alte activități? E în comisiile alea de la primărie, care decid cine ce funcție ocupă prin teatru. Vreau să-mi citiți pe buze ce zice un suspect. Am și eu nevoie de niște informații despre Diana Sângeorzan. Deci ea a plecat la facultate, s-a sinucis și tatăl a căzut psihic. Iată pe cineva care ar putea să-l urască de moarte pe Ifrim. Sângeorzan Ion? Da? Agent Tony Avram, Poliția Capitalei. Stai, bă! Stai! Oare Tony îl va găsi pe agresor? Stați un pic, domnul Sângeorzan. Nu sunt obligat să-i creez un rol fiicei dumitale în spectacolul meu. Va scăpa Poliana de defectul de vorbire? Fără teatru în familia asta, gata, punct, am zis.